Sunt speaker în cadrul trainingurilor cu privire la violența în bază de gen și arta consimțământului, proiect inițiat de echipa Feminism ED și organizația UNICEF Moldova. Ceea ce m-a frapat foarte mult era deschiderea tinerilor și tinerelor pentru discuții, pentru anumite sugestii și recomandări. În opinia mea, o societate sănătoasă este o societate fără violență. Iar în Republica Moldova, feministele se confruntă cu violența în bază de gen și violența domestică. Pentru victimele care s-au confruntat cu violența, cereți ajutor. Suntem o comunitate foarte mare, o comunitate care de fiecare dată va fi aici să vă ajute să vă validați povestea.